Trebuie să vă ajut cu ceva. Bine, ne auzim. Ne auzim, te sun eu. Hai că mi-a venit idee faină. Ce idee ți-a mai venit, mă? Stai un pic. Flavius, mi-a venit o idee faină. Ce idee ți-a mai venit? Ce putem face? Putem, înainte să deschidă el ușa. Așa? De fapt, când deschide el ușa, noi să începem să-i cântăm la... Nu la mulți ani, zic, de colinde. De colinde? Acum? Păi ce, e sărbătoare, Crăciun. Da, mă rog, în fine. Hai! Hai să fii atent, Flavius, cum facem. Bat la ușă. Și când deschide ușa, cântăm mai o ce veste minunată. Hai, pară să nu. N-am voce ca tine. Mai deci când deschide ușa, dar tu ai CD-ul la tine, măcar să-l rezolvăm? Da, le-am. Ai luat-o? Okay. Da. Cred că ăsta ne face el falsa înainte să o facem noi. Las peste gura. Dar se vede că e lumina aprinsă în casă. Da, poate nu vrea să deschidă. Dar nu văd de ce n-ar deschide cu doar. Dar ne-a mai chemat, dar... Am vorbit cu el, știa că venim. Bani poate nu ușa. Poate. Nu fi neauzit că vrem să-i facem farsă și mai vrea să deschidă? Deci lumina e aprinsă în casă. Vă doresc sărbători binecuvântate și nu uitați să-L invitați pe Iisus Hristos în casa voastră. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și nu uitați să-L invitați pe Iisus Hristos în sărbătoarea voastră. De fapt, El este sărbătoritor, nu Moș Crăciun și nu altcineva, decât Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze viața, familia și prietenii. Să aveți un timp binecuvântat și nu uitați, tot ce faceți, să faceți din dragoste. Căci dragostea acoperă totul, dragostea crede totul, dragostea suferă totul, nădăjduiește totul, dragostea nu va pieri niciodată. În veci nu va pieri. Vă dorim sărbători binecuvântate. Nu știu, mă, că... Ce zice, mă? La baterie. Nu te ține bateria mult. Hai.